Cei mai mulți au venit să plătească impozitul pe clădiri, terenuri sau mijloace de transport, dar și amenzi. Ieri a fost prima zi de lucru și am emis 900 de chitanțe, încasând 89.000 de lei, reprezentând impozite și taxe aferente anului 2013, precum și restanțele anilor precedenți și o parte din contribuabilii care au fost sancționați în zilele acestea de sărbători legale, au venit și au achitat amenzile. Cei care plătesc dările până la data de 31 martie beneficiază de o reducere de 10%. Da, pentru plata cu anticipație până la 31 martie beneficiază de o bonificație de 10% la impozitul pe clădiri, teren și la mijloacele de transport. Ca de obicei, primii care au venit să plătească dările sunt pensionarii. Păi mai ieftin acum la început de an. Dar eu plătit tot mult pentru două camere, dar n-are nimic asta. În fiecare an va achitați taxele și impozitele la începutul anului? Da, da. Dacă sunt singură și nu am bani. Nu-s bani. Și trebuie să plătesc mai repede ca să mă încadrez și eu să mai am bani. Beneficiem și noi de reducerea pe care este, lipsa de bani care este la toată lumea și m-am gândit că e mai bine la început de an. De fiecare dată veniți la începutul anului? Da, de fiecare dată, pentru că plătim mai puțin și beneficiem de această reducere. La Târgu Jiu, taxele și impozitele locale nu au fost majorate până în acest moment.